Așadar, dragilor, continuăm și lecția noastră cu tema pentru acasă. Acasă. Casa a 12-a. Cosmine, spune-mi dacă continuăm cu testul acela. Da, am fost la 3-a seara. La 3-a, da, deci. Test. E subiectul 1. Da. 1. Așa am notat. Da. Am făcut prima chestiune. Da. 1 roman, cred că da, 1 roman. Da. Și 2 am făcut. 1 și 2 am făcut. Făcut, da. Așa, și 2 sunt foarte pe. Și acum suntem la 3. Da. Ce sunt la 3? Să se rezolve mulțimea numerelor reale, ecuația 5 ori 9 la x. Deci să se rezolve ecuația 5 ori 9 la x. 5 ori 9 la x. Minus 8 ori 15 la x. Așa. Plus 3 ori 25 la x. 3 ori 25 la puterea x egal cu 0. Da. Este o ecuație, cum se zice noi, ce fel de ecuație se zice? Exponențială. Deci, vă recunoaște. Ecuație exponențială. Dacă ai vreo inițiativă, dacă nu, am putea să o scriem pe 5 pe la x ca 3 ori, nu, 3 ori 5 la x. Pe 5 să scriu aici, dictează tu. Pe 5 pe 5 la x să scriu la mine. 3 ori 5 la x. 3 ori 5. Cine mai 5 la x? 5 la x, da. Atât, da? E bine? Dar atunci, de ce nu e bine? Nu cunosc poate. Păi atunci cum trebuie să te scris așa? 3 ori 5, 5 la x. Asta e. Deci, pe baza 5, pe ce ai zis 3 ori 5 și 2 la x. Așa e corect. Nu 3 ori 5 la x. Da. Și 3 ori la x. Da? Și asta cum mai pot continua? Era mai departe. Păi cum să ridică un produs sau o putere? A, fiecare... Păi fiecare la aceea. 3 la x ori 5 la x. Și asta vreau să fac, cred că... Și pe 25 să-l scriem ca... 5 ori 5 totul la... De acord cu asta. Deci să scriu de rezolv pe 25 la x, să scriu ca 5 ori 5. Totul la x și egalul 5 la x ori 5 la x ori 5 la x, da? Da. Ai mai dat și ori mai mare că faci 5 la x sau 5 la x? Păi baza e aceeași. Aceeași și se adună... Adică 5 la câte? 5 la 2x. 2x. Corect. Eu mă așteptam să fie așa. 25 la x egal cu 5 la doua, că 5 ori 5 asta face. Tot la x. A, și vedea... Face 5 la 2 x, da, da. Dar n-a fost greșit, nici cum te-ai orientat. Ala, mai departe. Pe 9 putem să scriem ca 3 la a doua totul la x. 9 la x egal cu 3 la a doua totul la x. Și vine 3 la 2 x. Și acum ecuația trebuie scrisă acum. Echivalentă cum? Cum o să scriu echivalentă? 5 ori... 5 ori... 3 la 2, 3 la 2 la x. 3 la, la 2x. 2x, da. Minus 8. Poate. Ori 3 la x, ori
abordez un 5 la ei, nu, nu.
ce cauți prima dată intri în țară? Întrebi bătură. Și până găsești, te lovești de tot felul de, de corțuri de tuturor obiectelor acelor din cărbere. Uită-te în sus, uită-te jos, uită-te în sus, uită-te jos. Simți că ești pe aproape. Dar cum? Să împărțim totul, fii pe 5 la 2x, fii pe 3 la 2x. Da? Împărțim totul. Hai să împărțim pe 5 la 2x. Dacă împărțim peste tot cu 5 la 2x, înseamnă că punem anumit ori la fiecare. La cei 3. Așa să avem. 5 ori. 5 ori 3 la 2x. Supra 5 la 2x. Minus 8 ori. 3 la x. 3 pe 5 totul la 6.
Și atunci devine, ecuația asta devine... 5, da, 5, 5 ori de pătrat. 5 de pătrat. Minus 8 de. Minus 8 de. Plus 3. Plus 3, da, plus 3. Da. Hai repede, de 1, 2. Da, da, de 1, 2. Egal cu... Păi, două numeri care se dea... Nu merge de la chiar și 5 aici. Da. Atunci, până la o aplică, de 1, 2, egal cu... Pe jumătatea lui Boca... 4. E minus B prin jumătatea lui minus 8 este 4. Minus 4 și minus B este plus 4. Plus minus radical din asta la pătrat, ce s-a zice? Minus, nu zici 4 la ce, minus la ce? Minus 5 ori 3, 15. Supra A, supra A, 5. Nu mai zici un 2 aici, A, s-a fost simplificat. Și nu e egal. 1, 4 plus 1, supra 5, și 2, 5, 5, care 1, și de 2 este 4 minus. Care e 3 pe 5. 3 pe 5. Întoarce la substituție. Și 3 la ultimul. Cine era terul? Aici este. Așa. 3 pe 5 la x. Și avem 3 pe 5 la x egal cu 1. Sau, la neamca cealaltă, 3 pe 5 la x egal cu 3 pe 5. De aici cât este X-ul? De aici mai multe X-ul... Zero, vă spun. O număr la puterea zero o face 1. Deci știm că la astea, da? Nu. Cu prezare și am interiut de zero. Și la noi este 3 pe 5. Deci de aici repute pe x egal cu 0, să nu dăm x-ul, nu? Iar din partea asta cu x2 egal cu 5. Păi avem aceeași bază. Da. Și facem x egal cu 1. Că poți să-și la altă era, x2 egal cu 1. Și în final, repute pe x la parție, valorile? 0 și 1. 0 și respectiv 1. Deci x aparține în cinci valori 0 și 1. Hai să vedem din nou că ai avut așa un pic de inițiativă, dar era de busolat complet. Deci, ce este sezatul? Că 15 ai 3 ori 5. Și că 9 poate să fie scris ca 9, 3 la 2, 3 la 2 totul la x, la fel, sau 3 la x totul la 2, 25 la fel, 5 la 2x, și ai ajuns bine până aici. Da? Cum s-a transcris el? S-a transcris în 5 ori 3 la 2x, minus 8 ori 3 la x, 5 la x, 3 la 3 ori 5 la 2x, e cam cu 0. Ce n-ai știut tu? N-ai știut de aici încolo să mai faci niciun pas. De ce? Pentru că n-ai sesizat că aceasta este o ecuație clasică. Se cheamă ecuație omogenă. Pentru că gradul aici este, gradul la prima este 2x. Uite, 2x. X-ul și cu X-ul ăsta fac tot 2x. Și aici ai 2x. Când ți se întâmplă ca să se sesizezi că peste tot ai același grad, se cheamă ecuație omogenă. Adică e la fel peste tot. Toți termenii de aici au același grad. Da, dar de exemplu la 3 la X-ul 5 la tot trebuie să aceeași bază ca să nu exponenți? Nu, nu. Eu i-am adunat ca și grad, ca nivel. X plus X, 2X, ca să spun că peste tot asta are 2X.
ăsta în totalitate are 2x, ăsta e așa are 2x. Și așa se numește ecuație omogenă, da? Deci asta de aici se cheamă ecuație omogenă. Da? Ecuație omogenă. Și atunci, în fața unei astfel de exercițiu, se împarte fie prin 5 la 2x, fie prin 3 la 2x. Și împărțim noi prin 5 la 2x. Peste tot, apoi la anumitul ăsta, și simplifică. Și se sezăm la un moment dat că apare 3 pe 5 la x pătura 2, sau 3 pe 5 la x, este de modelul acestuia. Da, da. Nu? Adică de 2 la 2, da. 5 la 2 la x, 6. Este modelul acesta, așa, atunci, notezi cu flești, de la ecuația cu prea 2. Ce spune mății? Privește cu atenție la asta și la asta. Are câți termeni? 1, 2, 3, 1, 2, 3, merge pe modelul acela. Dar atenție, numai dacă se întâmplă așa, că dacă se dea, uite, 5 ori 3 la 2x, minus 8 ori 3 la x, și plus 3 ori 5 la 2x, asta nu este omogenă. Că există un termen care are exponentul unui singur x. Trebuie să fie peste tot 2x. Sau peste tot 3x. În condițiile care vezi așa, nu mai este omogenă. Nu mai poți să o rezolvi așa, nu se mai poate împărți, nu mai poți ajunge după o substituție la o ecuație de gradul 2 sau gradul 3. Deci, tu trebuie să știi niște modele de ecuații. Da? Hai să mă dăm. Tipul de ecuație exponențială. Tipuri de ecuații exponențiale. Deci, fiindcă ne-am vorbit așa ceva, insistăm un pic ca să punem la punct. În model am văzut asta omogenă. Asta înseamnă și
Păi cei motor acolo trebuie să găsim X-ul care... Păi cum să găsim? Nu-i chiar așa. Păi trebuie să facem... Cât să fie și în toate chestia asta ca să te trebuie pe față? Păi folosim proprietățile motorului, adică o luăm pe mai altul pozitiv, după... Dar am muncit mult aici. Fie atent aici. Cât să fie aici, încât vrei pun bară, să faci trei pe patru. Deci modulul cui e dat cu 3 pe 4? Modulul de 4 este 3 pe 4. Într-o dată, modulul, modulul este 2 pe 3. 2. Dar modulul din X este 2. 2. Modulul din X este dat cu 2. Cât este X-ul? Deci înseamnă că e de aici rezultă și că e X-ul egal cu 3 pe 2. Dacă modul din ăsta egal cu 3 pe 4, cât rezultă că este X plus 2? Toate expresiile aia. Plus minus 3 pe 4. Asta e asta, așa se traduce. Deci X plus 2 egal cu plus minus 3 pe 4. Dar tu nu știi ce ai explicitat, dacă e pozitiv, dacă nu știu ce, nu știu cum. Ai două variante. X plus 2 egal cu plus minus 3 pe 4. Dacă mi-am dat toate la lecții din urmă la aștia, a optat, mergi și nu mergi. Da? Deci nu am fost la o lecție a proprietății aici. Păi, e fost, dar așa ceva a făcut. E cu alt modul. Deci x plus 2 plus minus 3 pe 4. Și de aici înseamnă că x plus 2 e egal la 3 pe 4. Deci mă duc ceva. Deci x-ul e egal la 5. Îl trecem pe 2 în partea aia. Deci bine cât? X egal cu 3 pe 4 minus 2. Așa. Amplificăm cu 2 și vine 3 pe 4. 3 minus. 3 minus 4 minus 1 pe 4. 3 minus 8. Pentru că cu 2. Pe 4, nu? Nu pe 2. Păi 4 ori 2 fac 8. Nu. Simplificătorul cu 4. Păi da. Și dacă mergem... 2 cu 2. Pe 2 cu cât? Cu 2. Păi dar fi tine metodul cu 2. E 1. A, păi... Da, dacă mi-am scris aici... Da, m-am scris bine și vorbesc că e... Da, că e 4 și trebuie să amplificăm cu... Cu 4, da? 4, da. Cât face? 8... minus 8... plus 3, minus 5. Minus 5 pe... 4. Asta e prima soluție. Cealaltă, x plus 2 egal cu? Cu minus 3 pe 4. Minus 3 pe 4. Rezultă că x egal cu minus 3 pe 4, minus 2 și egal cu minus 11. Minus 11 pe 4. Pe 4. Deci, ecuația care am avut aici, răspunsul corect, rezultă x aparține mulțimii valorilor găsite, minus 5 pe 4, și minus 11 pe 4. De lucrurile, minus 11 pe 4. Așa este un genul de valori. Care este ideea? Când ai așa o astfel de ecuație, trebuie să ajungi să aibă aceeași bază egalitate. Dacă au aceeași bază, atunci, pur și simplu, egalează exponenții. Deci, practic, un prim model de ecuație exponențială, primul model, ar veni așa, să avem la a la g de x, egal cu a la g de x. A la e de x, egal cu a la g de x. Și atunci tu spui de aici, că f de x egal cu g de x. Deci, primul model, așa este. Deci, am la f de x egal cu a la g de x. Eu de care ne duc că f de x egal cu g de x și pe care nu doamnă, pur și simplu. Mai înseamnă reușit aici. Tot era 4 la ceva egal cu 8. Dar pe 4 e 2 la 2, 8 e 2 la 3 și am ajuns la 2 la egal cu 2 la.
Deci am ajuns la modelul de aici, nu? Care este cel de aia. Și acum intrat la șterpinia acolo. Toate terenul rezolvării unei mași moduri. Iată, dacă se vedeau pe următoare. Nou la puterea radicală din X plus 2, nu la puterea X plus 2, egal cu 27 ori 3 la o radicală din 3. 27 radicală din 3. Da. Cum o rezolvăm pe asta? Radicală de ordine 2 sau radicală de ordine 2? Cum a dat 3 pe 9 ca 3 la 2? Deci e mai de 6. 3 la 2, 2 la... Radical din plus 2. Da. Egal cu 3 la a 3-a. 3 la a 3-a. Ori radical din... 3, care mai poate fi scris cum? 3 la 1 pe 2. 3 la 1 pe 2. 3 la 1 pe 2. Echivalent. Echivalent cu 3 la 2, radic, 2 radical din x plus 2. 3 la 2 radical din x plus 2. Egal cu 3 la... De amplificăm cu 6 pe... 7 pe 7 pe 3. Deci ai luat 3 plus 1. Deci face 7 pe 3. 7 pe 2. Pe 2, pe 2. Pe 2. Și acum ies în modelul de mai înainte. Deci rezultă că echivalent cu 2 radical din x plus 2 egal cu 2 radical din nu, da, din x plus 2 egal cu 7 pe 2. 7 pe 2. Echivalent cu. Ce fel de ecuație asta? Păi, ci sub radical din condițiile de existență. Sigur că da. Fiind un radical de ordin mare. Radical, da. Condiții. Deci condiții de repede. Adică, o singură condiție va avea. Ci sub radical să fie mai mare ca... Deci, sub mai mare ca și radical. Da. Care este tehnica de rezolvare aici? X mai mare ca minus 2 și... Deci, de aici rezultă că X mai mare ca minus 2 și... Deci, X mai mare ca X aparță. Da, în intervalul minus 2 plus minus X. La minus 2 că și e și am. Și acum? Păi dacă ridicăm la pătratul de spate, deci trebuie să ridicăm la pătrat care se spate la pătrat. Și vine în modul și după... Deci ridicăm totul la pătrat. Pătrat și... Dar izolăm radicalul. Ar trebui să zice radical X plus 2 egal cu 7 pe 4. Ah. Adică să fim mai radical. Da. Nici invers nu aș fi fost greșit, dar așa se procedă. Se izolează radicalul și vine radical din X plus 2 egal cu? Egal cu 7 pe 2. 7 pe? Pe? Pe 2 ori 2 nu vine. A, 2 ori 2 e 4. Deci împărțim la 2 și vine 7 pe 4. Echivalent cu? Acum mai rămân la primul la pătrat. Și vine modul din x plus 2. Modul din x plus 2. Egal cu 7749. 49 pe 16. Echivalent. Echivalent cu prima dată luăm pozitiv, adică x plus 2. Adică cine să fie întrebare ca să meargă treaba repede? Facem ca sus.
Deci echivalentul x plus 2 egal cu 2 egal cu plus minus 49 pe 16. Pe? 16. 16. Și ar fi odată echivalentul a una x plus 2 egal cu 49 pe 16. Deci? Și cealaltă ar fi x plus 2 egal cu minus 49 pe. Păi, varianta asta are rost? Că despre x plus 2 trebuie să schimbăm la care? La 10. Cu alte cuvinte, de data asta nu mai vrei ieși în modul, că ai ieșit abuziv și te complici. Deci, în clipa în care ai pus condiții de existență, că e pozitiv, modul dintr-un număr pozitiv e numărul respectiv. Ce rost mai vrei modul? Deci, e egal cu pătrat și vine că x plus 2 e egal cu 49 pe 16. Dar e numai varianta 49 pe 16. De unde rezultă că x... x egal cu... Rezultă că x egal cu... Cine? 49 pe 16 minus 2, da? Da. 49 pe 16. Și luăm radical
calii separat, adică era și un 2, nu era și un 2. A, și plus 2, da. Plus 2, da. Plus 1, da. 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 Ce facem? 2 ori cam. Punem condiții de existență radicală, adică... Da. Adică... Adică x plus 2 e mai mare decât 0. Deci x plus 2 mai mare decât 0. Rezultă că... Și încă, și celălalt care trebuie să... Da, și x plus 2 mai mare decât 0. Deci, din prima rezultă că x mai mare egal decât minus 2 și rezultă că x mai mare decât minus 2 sau un închis minus 2 plus infinit. Și la a doua, x mai mare sau egal decât 1, rezultă că x aparține intervalului minus x mai mare decât 1. De la 1 la 2 sau plus infinit. Da. Așa. Și acum să vedem zona comună. Dintre cele două intervale. Sigur că da, ca să fii și mulțumiți. Trebuie să fii și mai mulțumiți la doua. Trebuie să facem... Intersecția de rasă, da? Da. Deci luăm pe dreapta. Mai întâi de la minus 10 de la 0. Minus 2 este aici. Minus 2 e plus infinit. Apoi. Și 1 plus infinit. 1 plus infinit. Și zona comună? Zona comună e 1 plus infinit. 1 plus infinit. Deci rezultă x aparține de la 1 la plus infinit. X aparține intervalul. Acum poți să faci exemplu chestia asta? Cum să o faci? Nu că la A poți să fac. Obligator o faci ca să arăți intersecția. Deci nu, nu înseamnă că eu am făcut chestii, dar poate fi arătată. Ce semn să fie? Păi de asta, așa se găsesc intervalul. Intersecția intervalului. Să vedem zona comună. Deci la 1 la plus infinit. Deci noi știm că pentru ecuația asta, care o vedem la asta, căutăm nici la 1 acolo. Da. Că în zona asta este și prima radicală și a doua. Și acum, ce face? Asta e pe treabă. Deci 2 radical din x plus 2 plus 2. 2 radical din x minus 1. Așa. Îi ridicăm totul la pătrat. Ca să... Deci membru stâng și membru drept. Ca să dispară... Așa, deci apare 2 radical din x plus 2. Da? 2 radical din x plus 2 plus 2. Totul la pătrat. Tot membru stâng la pătrat. Egal cu 3 radical din x minus 1. 2 la pătrat. Și toată asta la pătrat. Și toată asta la pătrat. Păi aici ai binomul la pătrat. Așa, care face cât? Uite, o să dispară radicalul și... De, o să fie pozitiv modulul. Am spus că nu, din cauza că am considerat că x plus 2 e pozitiv, n-are rost să mai pun modul. A, da, și eu vreau să dispar și modul. Rămâne... Nu, nu mai pun modul. Da, rămâne și atunci e bine. Deci ar veni din, ca să fie, de la vin 2 ori x plus 2. A, vine 2 x plus 2, totul la pătrat. Păi da, stai și sigur. Deci, de ce? De ce tu mulțești x plus 2? Să zic, primul loc la pătrat, nu la binom. Da. Primul loc la pătrat. Da, dar vreau să... Nu. Am zis că dacă rămâne x plus 2, vine 2 ori x plus 2 și după la pătrat. Păi, ridici încă o dată la pătrat, ai ridicat pe să dispărut radicalul și cum zic, încă o dată la pătrat, păi să ridici la 4. Deci ridici simultan și pe 1 și pe celălalt. La 1 vine 2, la 2 face 4 și aici dispare radicalul ca urmare a faptului. 4... Deci ai înțeles ce se întâmplă? Deci da. Face o dublă greșeală. Pe 2 îl lăsai liniștit și ridicai pe ăsta la pătrat cu despărtea.
Și până mulțumesc și deci totul la pătrat. Este o mare greșeală. Adică pe ăsta altă ridici de două ori. Deci vine ce? Zi, vorbește că eu... 4 pe lângă... 4 pe lângă x plus 2. Așa. Plus 2 ori... 2 ori... 2... radical... Așa. Radical din x plus 2. 2... De două ori prima parte. Deci 2ab. Deci asta e prin 2 ori A. Și ori 2. Ori 2. Deci vine, dacă urmărim, 2 ori 2 face 4, ori 2 face 8. Deci plus 8. Radical din x plus 2. Plus, mai departe, ca să terminăm din nou, plus 4. Plus 4. Egal cu? 4x. Egal cu? Egal cu? Dreapta suntem aici, da? Echivalent cu
X egal cu... Mai mare egal? X mai mare egal ca 21 pe 5. X mai mare egal ca 21 pe 5. Adică X aparține intervalului de la 21 pe 5 la 21 pe 5. Posibil. Da, dar X și știau de unde, în ce zonă? De la 1 la 3 infinit. Ia, pe asta se reprezintă. Tu și vezi care e zona comună. Ca să fie și un și altul. Ambii. Mulțumesc, da? Intersecția și două intervale. 3 și 1 și 21 pe 5 ar fi 3, 4, 4, ar fi cam pe aici. Da. Așa. Asta ar fi așa. 4,5. Deci la 21 pe 5. Da, de la 21 pe 5 la plus infinit. 21 pe 5 la plus infinit. Deci X aparține la 21 pe 5 la plus infinit. Ei, acest lucru mă întâmplă foarte tare, că acum vă ridica la pătrat fără emoții, deci în ce zonă tu caută X și după ce muncesc acum și așa? Deci, X care aparțin de la 21 pe 5 la plus infinit. Asta e zona X-ilor care mă interesează. Și acum tu l-am dat aminte de ce? Să avem. Ce să avem? 64. Da. Păi, 64 pe lângă. X plus 2. Plus 2. E egal cu 1. Adică l-am pătrat acolo. 25. Îl dai bine. Atenție! Sigur că e bine. Da, și vine 25 X pătrat. Deci egal cu 25. X pătrat. 25. X pătrat. Minus 2, 5, 10. Minus 200, 10. 10. X. X corect. Plus 21, pe 441, cred că vezi. Da. 441. Desfacem, ducem cu ăștia în partea dreaptă, că văd că s-a făcut X pătrat acolo. Da. Deci zicem 25 X pătrat, vorbește. 25 X pătrat. Minus 210. Minus 210. X. Minus 64, că duci pe 64 X. Și mulțumesc. Minus 64. X. Plus 64. Plus 400. 41. Minus. 61. 64. 2. 2. 2. 4. 8. 128. Minus 128. Este egal cu? 0, da? Da, egal cu 0. Adică? 25 x pătrat cu 210 minus 64 egal 10 minus 46. 274 minus 274 x. Deci da, pe 210 minus 64? Da, 274 x. Plus 441. Minus 28. 8 din 11. 3. Da. 3 minus 2, 1. 4 minus 1. 313. 313 egal cu 0. Și iată că am 25 x pătrat minus 274 x plus 313 egal cu 0. Și în clipa asta, cum procedăm. Este o clasă de gradul 2, nu? Da. De o dată rădăcini, toată povestea. Și cele două rădăcini pe care le găsim, trebuie să se plaseze pe cauza pe cele de la 21 pe 5 la plus infinit. Numai cele sunt de acceptat. Cred că ați făcut prima clasă, că să vreți o spus. O fim gata, ne oprim aici, da? Ne oprim, dar hai să facem o simuleță. Da, da. Da. Foarte multe lucruri am amintit aici. Balea de exponențială, de foarte multe.
Deci, ecuații exponențiale. Tipuri de ecuații exponențiale. Am mai făcut operații cu putere. Am avut aici, nu? Da. Cu putere. Proprietăți. Apoi, am avut ecuații, moduli, ecuații cu moduli? Da, ecuații. Moduli. Condițiile de existență. Ecuații cu moduli. Am avut condițiile de existență. Ecuații iraționale. Ecuații iraționale. Algoritmul de rezolvare. Algoritmul de rezolvare a ecuațiilor iraționale. Sigur, se pun condiții de dare radicalului acolo, când s-a ținut pozitiv, toată povestea asta. La revedere, dragilor, pe curând. Pe mâine, adică. Da. Pe mâine.